vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà, c'è luce intorno a me, la voce sua andrà, il mare tremerà, il mare tremerà, Dio grande, Dio canta che Dio grande, Dio e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande, Dio canta che Dio grande, Dio e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Slăviți să fie Domnul! Grande Dio! Dio benedica tutti quanti, se in mezzo a noi ci sono ancora ospiti italiani oppure che non capiscono la lingua rumena, fate un segno, un cenno con la mano e ci sono i nostri fratelli che vi passeranno la cuffia per la traduzione. Suntem bucuroși în această dimineață să fim în casa lui Dumnezeu. Slăviți să fie El! Așa am cântat, așa vreau să citesc din Cartea Psalmilor câteva versete din Psalmul 48 și câteva versete din Psalmul 49, doi psalmi ai fiilor lui Core. Obișnuim când suntem la rugăciune să citim din psalmi, să citim rugăciuni de ale oamenilor lui Dumnezeu, să citim laude pe care ei le-au adus lui Dumnezeu și să învățăm și noi să ne închinăm lui Dumnezeu. Astăzi suntem aici cu micul mare, așa cum o să citim din psalmul acesta. Fiecare dintre noi, indiferent de statutul social pe care îl avem, indiferent de vârstă, indiferent de etnie, suntem toți la fel înaintea lui Dumnezeu, niște păcătoși care avem disperată nevoie de El.
Sunt unii care au primit această mântuire în dar, au problema păcatului rezolvată și cântă laudă lui Dumnezeu. Sunt alții care au nevoie de lucrul acesta. Suntem în locul potrivit. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți. Mare este Domnul, Psalmul 48, și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel Sfânt. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului. În partea de miază noapte este cetatea Marelui Împărat. Dumnezeu, în casele Lui împărățești, este cunoscut ca un turn de scăpare. Am vrea să medităm la lucrul acesta, Dumnezeu ca turn de scăpare. Versetul 8. Întocmai cum auziserăm spunându-se, așa am văzut. În cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru, Dumnezeu o va face să dăinuiască pe vecie. Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim în mijlocul templului Tău. Ca și numele Tău, Dumnezeule, și lauda Ta răsună până la margine pământului. Dreapta Ta este plină de îndurare. Versetul 14. Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte. Și acum sunt câteva cuvinte care poate pe unii îi va face să mediteze, alții vor speria, care vorbesc despre moarte, cum suntem noi ca oameni în fața morții. Ascultați lucrul acesta toate popoare, luați aminte toți locuitorii lumii, mici și mari, bogați și săraci. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecată. Eu umplei cu urechea la pildele care îmi sunt insuflate, îmi încep cântarea în sunetul arpei. Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii, când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei? Ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul. Da, îl vor vedea, căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altora avuțiile lor. Ei își închipe că veșnicile vor fi casele, că locuințele lor vor dăinui din veac în veac, ei care dau numele lor la țări întregi. Dar omul pus în cinste nu dăinuiește, ci este ca dobitoacele care se taie. Iată ce soartă au ei, cei plini de atâta încredere, precum și cei ce îi urmează, cărora le plac cuvintele lor, sunt duși ca o turmă locuința morților, îi paște moartea și în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare. Li se duce frumusețea și locuința morților le este locașul. Dar mie Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea Lui. El este turnul nostru de scăpare. El este ocrotire. Cei care își pun încrederea în Dumnezeu privesc altfel moarte, privesc altfel viață. Astăzi suntem aici pentru că vrem să-L onorăm pe Dumnezeul nostru. Astăzi suntem aici la o sărbătoare a bisericii în care vor fi botezuri, în care suflete vor declara dragostea lor pentru Dumnezeu. Va fi un act mărturisitor, va fi un act evanghelistic, dacă vreți. Și vrem să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze întreaga slujire din această dimineață. Observați versetul care l-am citit, răscumpărarea sufletului este imposibilă de făcut prin metodele noastre, prin eforturile noastre, prin gândurile și principiile noastre. Singurul care răscumpără sufletul este Domnul Iisus Hristos. Aș vrea așa de mult ca fiecare să aibă parte de lucrul acesta. Haideți cu toții să ne rugăm. Fiecare cum știm să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, în așa fel încât să avem acea legătură, să știm că ne rugăm și Domnul ne ascultă. Și Domnul să ne binecuvânteze. Ne rugăm cu toată biserica, obișnuind să ne rugăm în comun, știind că Dumnezeu ne ascultă pe fiecare în parte. Haideți să ne rugăm!
Momente ridicați în picioare, timp în care vrem să ne salutăm, pentru că în dimineața aceasta sunt și oaspeți în casa Domnului. Rostim un cuvânt de binecuvântare, un salut frățesc. Vrem să ne urăm lucruri frumoase, binecuvântări, știind că Dumnezeu vrea să-i binecuvânteze pe ai săi. Vă invit să ocupați locurile. Așa cum am amintit, în această dimineață, în mijlocul bisericii din Masuie, Filadelfia, va fi un botez nou testamental. Este decizia a 6 suflete. Vedem și sora Ionica în mijlocul nostru, Dumnezeu să o binecuvinteze. 6 suflete care își vor mărturisi credința lor în Dumnezeu astăzi. Ceea ce fac ei este grăitor pentru noi. Botezul este mărturia unui cuget curat. Ceva s-a întâmplat în lăuntrul lor. Dumnezeu le-a schimbat viața. Și astăzi vor să mărturisească că această încredere pe care și-au pus-o în Dumnezeu nu este doar un simplu eveniment în viața lor, ci este o schimbare profundă, este ceva care le-a marcat și le-a schimbat viața. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei. Dar noi nu putem, iubiții noștri, am putea să vorbim lucruri frumoase, am putea să vă binecuvântăm, să vă transmitem urări frumoase, dar nu avem cum, știind cât de mare preț a plătit Dumnezeu pentru sufletele noastre, nu avem cum să nu vă urăm cea mai mare binecuvântare, ca Dumnezeu să dăruiască mântuirea tuturor care sunt în locul acesta. Amin? Ne rugăm în direcția aceasta, Domnul să vorbească, să atingă inimi în această dimineață. Noi nu vrem să vorbim oamenilor despre o nouă religie, nu vrem să vorbim oamenilor despre noi experiențe, despre ceva mistic, ci vrem să vorbim oamenilor despre un Dumnezeu pe care cheamă la El pe cei însetați, care cheamă la El pe cei păcătoși, care cheamă la El pe cei care sunt disperați, care au frică de moarte, care au frică de viitor. Dumnezeu dă nădejde, pace. Dumnezeu dă ocrotire, așa cum am citit, ocrotire la nivelul minții, ocrotire la nivelul sufletului, ocrotire chiar la nivel personal al trupului. Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Nu vă spunem povești, vă spunem ceea ce Dumnezeu a schimbat în viața fiecăruia dintre noi. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu sau Duhul lui Dumnezeu să ia în control toată slujirea din această dimineață și împreună să ne bucurăm de lucrarea pe care o va face El. Cântăm din toată inima o cântare spre slava lui Dumnezeu, timp în care grupa de copii, grupa fluturașilor, se vor pregăti aici în față să laude pe Dumnezeu cu o cântare, apoi corul va intona un imn spre slava lui Dumnezeu. Guarire se Cristo
su di sé il peso del mondo, sicuro che lui avrà cura di il peso del mondo, sicuro che lui avrà cura di te. Ana, pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ana a născut un fiu, care i-a pus numele Samuel, căci a zis ea, de la Domnul l-am cerut. Să mergem în templu, acolo și rugă. Când a auzit o voce ce strigă, Samuel, cineva-l chema. Tânărul băiat s-a dus la Eli, ce mare preot era. Și i-a spus desigur, iată-mă, dar bătrânul preot nu înțelegea. Du-te de te culcă, măi copile, că nu eu te-am strigat. Și-a mers la somn băiatul de îndat, pe preot l-a ascultat. Să fii atent în orice zi la glasul Domnului și ziua care te va chema să asculti cuvântul lui. Să fii atent în orice zi la glasul și-l strigă Samuel și s-a trezit. S-a dus din nou la el, la tot cum era el și iarăși s-a culcat. Și-a treia oară în mijlocul nopții vocea l-a strigat. A treia oară bătrânul Teo a țeles și a spus așa, cel care te strigă acum e clar. Domnului din capul locului vorbește-mi, te voi asculta. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte ocazii. Samuel, Samuel! Samuel a răspuns. Vorbești, cherobul tău te ascultă. Atunci Domnul i-a zis lui Samuel. Iată, sunt gata să fac în Israel un lucru care va răsuna în urechile. Să-ți spun cuvântul lui.
Să o binecuvinteze. Așa cum au cântat ei, de fapt, asta este una dintre semnificațiile botezului. Să mori împreună cu Hristos și să învii tot împreună cu Hristos la o viață nouă. Răstigniți împreună cu Hristos o moarte față de natura veche, față de viața veche și o înviere la o viață nouă. Vorbeam zilele acestea cu un frate din biserică, ce a adus aici în mijlocul nostru o femeie. Săptămânile trecute Domnul i-a atins inima, i-a schimbat viața. Și acum era așa de bucuroasă aici că Dumnezeu a schimbat viața, acum trebuie să întoarcă în familia ei unde soțul era încă neconvertit. Și problema era acum cum să stea ei doi împreună. Soțul era foarte nedumerit, dar cum? Adică până acum ai făcut atâtea lucruri și acum nu mai ai voie să le faci? Ce înseamnă asta? Exact despre asta e vorba. Când vii la Hristos, pleci schimbat, ai o viață nouă. Nu mai poți trăi după mentalitatea veche, nu mai poți trăi după vechea fire, după îndemnurile poftei, după îndemnurile păcatului. Vrei să trăiești împreună cu Hristos o viață nouă. Domnul să binecuvinteze pe toți care suntem în locul acesta, să avem această viață în Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare. Îl invit aici pe fratele Dorel Hrâncescu la microfon. Va rosti o rugăciune înaintea lui Dumnezeu prin care va cere binecuvântarea Domnului peste cuvântul care va fi rostit în această dimineață. Este așa de important ca mesajul Evangheliei să fie auzit clar în urechile noastre și Dumnezeu să cerceteze inimile. De aceea, fratele Dorel va cere binecuvântarea Domnului peste timpul care va urma și peste cuvântul Domnului rostit. Doamne, îți mulțumim, Tată Sfânt din ceruri, pentru această zi, mulțumim pentru că această sărbătoare, Doamne, este cea mai mare sărbătoare din viața unui om. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai schimbat viața noastră. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai schimbat viața acestor băieți și acestor fete, Doamne. Mulțumim, Doamne, că Tu încă mai schimbi vieți, Doamne. Și dovada faptului că Tu schimbi vieți, Doamne, suntem în prezența Ta, Doamne, să mărturisim că ne-ai schimbat și viața noastră, Doamne. Doamne, cred că și în această zi Tu ai putere să mai schimbi încă vieți, Doamne. Și de aceea, Doamne, mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să ne modeleze inima noastră, Doamne. Doamne, mă rog în numele Domnului Iisus Hristos să lucrezi în dreptul nostru, Doamne, în poporul acesta, Doamne. Doamne, mulțumim pentru că Tu ai luat povara păcatului de pe inima noastră, Doamne. Au existat greutăți, Doamne, pe inima noastră, Doamne, care a apăsat, Doamne, și acesta este greutatea păcatului, Doamne. Mulțumim pentru că Tu ne-ai ridicat această povară, Doamne. Mulțumim, Doamne, că Tu mai poți ridica și în această zi, Doamne, această povară, Doamne, a păcatului. De aceea, mă rog, Doamne, lucrează în ziua aceasta, Doamne. Mă rog, Doamne, binecuvintează fiecare oaspete din casa Ta, Doamne. Mă rog, Doamne, în această zi binecuvintează fiecare suflet din prezența Ta, Doamne. Doamne, dacă în societatea în care trăim suntem un număr, Doamne, ca și oameni, noi credem că Tu, când chemi oameni la pocăință, Doamne, Tu ne chemi pe nume, Doamne. La Tine noi avem un nume, Doamne. Tu ne-ai chemat pe nume la mântuire, Doamne. Și avem valoare înaintea ochilor Tăi, Doamne. De aceea, mă rog, cercetează în această zi lucrarea Ta, Doamne. Mă rog, dă propoșire, Doamne. Doamne, mă rog pentru cel împovorat, Doamne. Mă rog pentru cel cu greutatea păcatului, Doamne, care apasă pe sufletul lui, Doamne. Doamne, mă rog, vorbește-i, Doamne. Mă rog, ridică-i povara, Doamne. Mă rog pentru cel fără pace în suflet. Pentru cel, Doamne, care a ajuns la răscruci de drumuri, Doamne. Pentru cel care trăiește o disperare a vieții lui, Doamne. Doamne, Tu ești soluția noastră, Doamne. Doamne, Tu dai un sens vieții noastre, Doamne, de aceea mă rog, în această zi, Doamne, lucrează Tu, Doamne. Doamne, mă rog pentru cel care va vesti din cuvântul Tău, Doamne. Doamne, mă rog să-L întărești Tu. Mă rog, Doamne, să-I dăruiești îndrăzneală de la Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Doamne, mă rog să-L iei în mâna Ta, Doamne. Și să faci din el instrumentul Tău, Doamne, prin care să lucrezi. Doamne, mă rog, lucrează, Doamne, la cântarea de laudă în această zi, pentru că cântarea de laudă, Doamne, și-are scopul ei, Doamne, să atingă inimile noastre, Doamne. Doamne, mă rog, lucrează în ziua aceasta, Doamne. Mă rog să lași pacea Ta, să binecuvintezi lucrarea întreagă, Doamne, din locul acesta. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat, fii slăvit de acum și până în veci. Amen. Amin, vă rog să ocupați locurile.
În momentele care vor urma, candidații la botez vor cânta o cântare spre slava Domnului. Cei care pot să cânte, sora Ionica va fi împreună cu ei, va cânta. Invit să vină aici în față, iau emoții, de aceea vom cânta împreună cu ei o cântare cunoscută prin care îi mărturisesc decizia de a-L urma pe Dumnezeu. Tot în timpul acestei cântări facem și colecta benevolă, sunt donații, sunt lucruri care vrem să le dăruim, nu avem alte sponsorizări, este bunăvoința și dragostea celor care dăruiesc, de aceea obișnuim să o facem. După această cântare a lor, grupul Bethesda va lăuda pe Domnul cu o cântare, iar după această cântare, fratele Marius Livanu, pastorul bisericii, va avea un mesaj din partea lui Dumnezeu, predicarea Domnului să fie sub ungerea Duhului Sfânt și Domnul să-L întărească.
Să-ți vină lui iubire, îți oferă mântuire.
Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Cel care L-a dăruit pe Iisus Hristos ca jertfă de răscumpărare pentru noi, pentru sufletul nostru, pentru păcatele noastre. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt, Mângâietorul, Cel care este Paraclet, Avocatul. Avocatul totodată întotdeauna mediază între părți. Noi suntem condamnați și ar trebui să fim condamnați din pricina fără de legilor și păcatelor noastre. Dar este cineva care merge înaintea Tatălui. Este cineva care vine apoi de la Tatăl și ne încurajează, ne motivează să ne schimbăm, să ne recunoaștem vinovăția. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt, Mângâietorul, Avocatul nostru. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Scripturile în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26, vom citi Cuvântul lui Dumnezeu. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celor ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata e fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovădea Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă invit să vă reașezați. Vă aduc salutări din Etiopia, ne-am bucurat acolo de Marius Iacob, familia lui, Marius Bârte, un alt misionar din România,
Dacă Domnul ne va ajuta în seara aceasta, voi avea o prezentare mai lungă pe tema aceasta. Însă în această zi suntem la o zi de sărbătoare, la o zi de bucurie pentru biserică, pentru familii, pentru cei care sunt îmbrăcați în haine albe astăzi și ne rugăm din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze pe fiecare. Amin. În această zi vreau să prezint prin mesajul pe care îl voi avea un gând legat despre botez și anume botezul ca act suprem al închinării. Botezul, act suprem al închinării. În fiecare om există ceea ce oamenii numesc instinctul religios. Sentimentul acesta că există cineva, că există ceva de care noi suntem copleșiți în lăuntrul nostru, simțim prezența, deși nu-l vedem, deși nu-l auzim, și în general toți oamenii cred ceva, chiar și ateii cred ceva. Ateii cred că Dumnezeu nu există, dar și ei cred. Și bine spunea odată cineva, și mi-a plăcut mult ideea asta, tocmai legată de atei, deja faptul că te gândești că Dumnezeu nu există, e o dovadă că Dumnezeu există. Pentru că dacă ceva nu există, tu nu poți gândi, nu poți percepe. Deja faptul că te gândești, deja faptul că 8 miliarde de oameni care trăiesc pe pământ se gândesc la ceva dincolo de sfera lor, dincolo de înțelegerea lor, dincolo de cunoașterea lor, este deja în sine un argument. Faptul că Dumnezeu este contestat este iarăși un alt argument. Nu poți contesta ceva ce nu există. Nu poți contesta ceva ce nu are ființă. De aceea, fiecare om crede într-un fel și fiecare om mânat de acest instinct religios are un răspuns, are o atitudine față de această ființă pe care noi o chemăm Dumnezeu. Și răspunsul uman este întotdeauna și ar trebui să fie închinarea, adorarea lui Dumnezeu, proșternerea înaintea lui. De aceea botezul este, pe lângă multe lucruri care reprezintă într-un fel botezul, eu așa-l înțeleg, potrivit acestui pasaj, potrivit acestei experiențe a famenului etiopian, botezul este și un act suprem al închinării. De aceea, ca să înțelegem bine mesajul acesta, trebuie mai întâi să definim ce este închinarea, ce conține închinarea, ce presupune închinarea. În primul rând, închinarea este un răspuns uman, este răspunsul uman la actul revelației lui Dumnezeu. Dumnezeu ți se descoperă, îl cunoști pe Dumnezeu și închinarea este răspunsul natural, răspunsul normal, când îl cunoști pe Dumnezeu cât de mare este. Întotdeauna te închini înaintea Lui, îngenunchezi înaintea Lui, te apleci înaintea Lui. De aceea observăm istoria acestui om. Famenul a mers la Ierusalim. De ce credeți că a mers famenul acesta la Ierusalim? Ne spune Biblia aici foarte clar. Venit la Ierusalim ca să se închine. Se crede despre el, și poate în seara asta o să vorbesc mai mult despre Etiopia. Etiopia are foarte multe lucruri în comun cu Israelul. Ei spun că primul rege al lor, Menelec, este fiul lui Solomon, făcut cu împărăteasa din Seba, și el este primul rege al lor. Și cultura evreiască a apărut pe meleagurile acelea și a rămas până în zilele noastre. Este o țară acum jumătate musulmană, jumătate creștină, ortodoxă, monofiziți, sunt și la ora actuală mulți evanghelici, mulți penticostali, prim-ministrul Etiopiei este penticostal. Dar acest famen se pare că este un prozelit, un om care
în contact cu Israelul, fiind această legătură directă cu Israelul, cu religia ebraică, se spune chiar chivotul cândva a fost dus acolo, a fost această legătură și omul acesta știa ce înseamnă templul. El s-a dus acolo ca închinător, dar închinarea lui a ajuns la un anumit nivel. El a străbătut mii de kilometri ca să facă acest pelerinaj. A adus daruri la templu, pentru că dacă a mers să se închine, închinarea presupune și asta. A adus daruri, nu s-a dus cu mâna goală. A cumpărat cărți. Închinarea presupune cunoaștere, studierea cuvântului lui Dumnezeu. Și a început să citească din aceste cărți. Citea cu voce tare în carul lui. Filip, când a alergat, l-a auzit citind. Nu l-a văzut citind, l-a auzit, pentru că el citea cu voce tare. Își punea întrebări. Era dorința aceea de descoperire, de revelație a lui Dumnezeu. Dar ceea ce înțelegem noi din Scriptură este că pe Dumnezeu nu-L poți cunoaște decât în măsura în care ți se revelează. Iar Dumnezeu ți se revelează în măsura în care îl cauți. Dacă ești doritor, dacă în ziua aceasta vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, dacă răspunsul tău, dacă atitudinea ta este una potrivită, Dumnezeu ți se va descoperi. Dacă nu vei sta acolo supărat, vei da din coate, te vei plimba, te vei duce în stânga, în dreapta și totul va trece pe lângă tine ca trenul. Mulți oameni au mers la Ierusalim atunci. Mulți oameni, poate chiar din Etiopia, au mers să se închine acolo. Mulți oameni veneau de departe, gândiți-vă că în ziua cincizecimii au venit oameni din întreaga lume, mergeau acolo să se închine. Însă nu toți cei care au mers să se închine s-au închinat cu adevărat și nu toți au ajuns la punctul acela în care închinarea lor să atingă cota maximă, să atingă apogeul. Oamenii de obicei se închină și la ceea ce nu cunosc. Domnul Iisus stă de vorbă cu o femeie samariteancă. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 22-23, descrie discuția pe care Domnul Iisus o are cu această femeie, care la un moment dat este pe subiectul religios. Unde trebuie să ne închinăm? Pe muntele acesta sau la Ierusalim? Care e biserica adevărată, spunea oamenii astăzi întrebarea? Care este religia adevărată? Care este religia cea mai bună? Și sunt dezbateri. Și Domnul Iisus are această dezbatere, această discuție cu femeia samariteancă. Pentru că evreii se închinau la Ierusalim, în templul zidit de Solomon, iar samaritenii aveau un alt loc sfânt, un alt munte pe care se închinau, aveau un alt templu la care aduceau închinarea lor. Și acum se punea problema, bun, eu unde ar trebui să mă închin? Că eu vreau să mă închin lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus aduce atunci și spune așa, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem. De aceea, în primul rând, închinarea presupune cunoașterea lui Dumnezeu. Și botezul este un act suprem al acestei închinări. Când îl cunoști pe Dumnezeu și când ajungi să îl înțelegi pe deplin, botezul este răspunsul natural, răspunsul uman față de această cunoaștere. Observați acest famen, s-a închinat lui Dumnezeu, a mers la templu, s-a rugat, a cântat, citea Biblia, dar nu cunoștea suficient. Și Dumnezeu l-a trimis pe Filip ca să-i deschidă Scriptura și să-i explice ca să cunoască, să înțeleagă. Ei bine, când citea din prorocul Isaia, Filip i-a spus, cel despre care este vorba în această carte, cel care este descris pe paginile acestei cărți, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și când a ajuns la înțelegerea aceasta, când a ajuns să-L cunoască pe Iisus Hristos, prin Scriptură, prin mesajul
adus de Filip, famenul, ca răspuns, a spus: eu vreau să mă închin lui Iisus. Eu vreau să recunosc pe El ca Domn în viața mea. Ce ar trebui să fac? Ei bine, botezul este actul suprem al închinării. Dacă vrei să te închini lui Iisus, dacă vrei să-L primești în viața ta, următorul pas este botezul, pentru că botezul este un act suprem al închinării. Te închini lui Iisus Hristos, îl recunoști pe El, recunoști că El este Fiul lui Dumnezeu. Și observați, are loc această discuție. Crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Dacă crezi din toată inima, se poate. Și famenul răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Închinarea presupune cunoașterea lui Dumnezeu. Și când îl cunoști pe El, când ți se descoperă El, când ți se prezintă El, răspunsul tău natural și normal este să te închini Lui. Iar botezul este un act al închinării profunde. La fel, merge Pavel în Atena. Fiindcă a avut timp, prietenii lui încă n-au ajuns acolo, s-a dus să se plimbe. Pentru noi nu-i păcat să intrăm în alte biserici, noi nu spunem este interzis. Nu, chiar e bine, e indicat. Eu am intrat și în templu budist și hindus și oriunde și musulman și oriunde pot să merg, să vizitez, e bine să mergi. Și se duce Pavel și vizitează templele. Și vizitează altarele din Atena. Este curios să afle la ce se închină oamenii. Și grecii au fost, din toate popoarele istoriei, au fost oamenii cei mai zeloși pentru religie, cei mai politeiști dintre toți, adică aveau cei mai mulți dumnezei. Pentru soare aveau un Dumnezeu, pentru vânt un Dumnezeu, pentru orice intemperie aveau un Dumnezeu, pentru mare un Dumnezeu, pentru mâncare un Dumnezeu, pentru familie un Dumnezeu, pentru casă un Dumnezeu, pentru pământ un Dumnezeu, pentru orice inventau câte un Dumnezeu. Spuneau ei, este ceva dincolo de puterile noastre și noi trebuie să nu sfidăm aceste forțe care nu sunt în controlul nostru și să avem o atitudine corectă, credeau ei. Numai că din toată galeria asta mare de dumnezei, de zei pe care aveau ei, au spus ei, poate că există în acest univers un Dumnezeu pe care noi nu-L cunoaștem. Poate există un Dumnezeu de care noi nu am luat cunoștință, de care n-am auzit, care nu are preoți printre noi, care nu are reprezentanți, care încă nu a transmis un mesaj. Poate este pe undeva, într-un colț al universului, un Dumnezeu necunoscut. De aceea ei foarte religioși au zidit și un altar și au spus: acest Dumnezeu, pentru că nu există, pentru că nu-L cunoaștem, nu are un nume, nu are o identitate. Dar noi, ca să fim siguri că ne-am făcut datoria până la capăt, că am satisfăcut instinctul nostru, sentimentul nostru religios, dedicăm acest altar și scriem pe el: unui Dumnezeu necunoscut. Și Pavel, pe când vizitează toate altarele acestea, se oprește și își dă seama: am găsit aici pe Dumnezeul meu, Dumnezeul necunoscut de voi. Căci pe când, spunea el în Fapte Apostolul, capitolul 17, versetul 23, pe când sărbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris: unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Și acolo, în Atena, Pavel l-a predicat pe acest Dumnezeu necunoscut atenienilor, necunoscut pentru greci. Și în urma predicii sale, în urma revelației care a avut loc, unii au râs și au bătut joc de el, alții au fost indiferenți și au spus: te vom asculta altă dată, e bine, e interesant, e curios ce spui, dar s-a terminat programul, plecăm, venim data viitoare și ne vei mai zice câte ceva. Vom mai asculta altă dată. Însă au fost acolo și oameni care au crezut. Oameni care s-au închinat
acestui Dumnezeu necunoscut. Și cum s-au închinat? Dionisie Areopagitul, Damaris și alții pe lângă ei s-au închinat botezându-se în apă. Pentru că ar fi un nonsens să te închini, să pretinzi că te închini lui Dumnezeu, dar nu te botezi în apă. Sau te-ai botezat fără să știi, fără să-L cunoști. Deci este ceva incomplet. Dacă vrei să aduci închinarea ta la nivelul dorit de Dumnezeu, atunci trebuie să înțelegi că botezul este actul suprem al închinării, adică acea închinare care atinge nivelul dorit de Dumnezeu. Asta înseamnă să te închini lui Dumnezeu. În al doilea rând, închinare este o atitudine de smerire a ființei umane. Când te închini, te smerești. Când îl cunoști pe El, când descoperi cât de mare este El, realizezi cât de mic ești tu. Când înțelegi cât de sfânt este El, realizezi cât de păcătos ești tu. Când înțelegi că El este singurul vrednic de toată lauda, de toată slava, de toată cinstea, înțelegi că tu ești cel mai nevrednic dintre toți. Închinarea asta este, te uiți spre tine și vezi cât de mic ești, vezi cât de slab ești. Și oamenii nu înțeleg că asta este esența închinării. Domnul Iisus a dat o pildă, pilda vameșului și a fariseului. Fariseii erau oamenii cei mai religioși. Și unul din acești farisei a venit într-o zi la templu să se închine. Dar o închinare pe dos. O închinare pe care Dumnezeu a refuzat-o efectiv, a mustrat-o efectiv. Pentru că omul acesta când s-a închinat, a venit înaintea lui Dumnezeu și a spus: Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Și a început să enumere păcatele altora, greșelile altora, hrăpăreți, preacurvari, mincinoși, hoți și așa mai departe. Îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți. Îți mulțumesc că eu postesc de două ori pe săptămână. Eu dau zecială din tot venitul meu. Eu fac asta. Și Dumnezeu a spus: nu pot privi cu plăcere spre asemenea închinare. Asta nu e închinare. Când tu te ridici pe tine și vrei acum recompensa de la Dumnezeu, ce vrei? Dumnezeu să se așeze sub nivelul tău, să spună: cât de bun ești tu, cât de religios ești tu, ce om deosebit ești tu, ce bravă ești tu. Închinarea nu e asta. Dimpotrivă, tot acolo în templu, într-un colț undeva ascuns, nu îndrăznea nici ochii să-i ridice spre cer, nu îndrăznea, se vedea doar pe el. Era acolo un om care nu rostea multe cuvinte, care spunea: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Nu avea timp să-i vadă pe alții. Nu avea timp să se compare cu alții, nu avea timp, nici măcar nu-i trecea prin cap să se compare cu Dumnezeu. Se uita doar spre el și spunea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și ce a făcut Dumnezeu? A primit acea închinare, pentru că închinarea plăcută lui Dumnezeu presupune smerenie. Să te pleci, să te smerești, să te pocăiești, să spui: eu sunt cel mai rău om, eu sunt cel mai păcătos, eu sunt cel mai nevrednic. Asta înseamnă închinare. Închinare nu înseamnă că tu vii și arăți cine ești și că dai. Și sunt multe exemple de felul acesta. De aceea botezul nu e altceva, botezul nu-l luați pentru că sunteți sfinți, pentru că sunteți cei mai buni, sunteți mai buni decât colegii voștri. Sunteți mai buni decât ceilalți. Botezul este asumarea propriilor greșeli, responsabilități. Te botezi pentru că recunoști că ești păcătos. Atât de păcătos încât mori, ar trebui să mori, și acum tu nu mori pentru că a murit cineva în locul tău, dar într-un fel simulezi moartea, într-un fel te identifici cu moartea.
Mi-amintesc și am rămas întotdeauna impresionat de experiența asta pe care am avut-o cu foarte, foarte mulți ani în urmă. A venit un tânăr, noi la botez facem mărturisirea păcatelor. În această ziua avem și pe sora Ionica, între noi este bolnavă. Va fi un caz mai special în această zi, dar am fost și la ea cu greu, am putut să o înțeleg, dar facem mărturisirea păcatelor înainte de botez. Cu mulți, mulți ani în urmă a venit odată un tânăr, avea vreo 18 ani și tânărul acesta a venit la mine, s-a așezat, nu spunea nimic. A zis că ai ceva de mărturisit? El a zis sincer, nu. Și ce cauți aici? Am venit să mă botez. De ce? De ce? De ce să te botezi? Păi... El a început să zică, păi, eu sunt crescut în familie de creștini, foarte ascultător de părinți, respectos, n-am făcut niciun rău, eu n-am furat, eu n-am mințit, eu nu, și a spus, nu, stai cu tine, e altă poveste. Și nu-ți putem da certificat de botez, nu te putem boteza în apă, cu tine facem altceva. Dau o comandă, am mulți prieteni, dau o comandă de o icoană, te pictează pe tine, te face icoană, îți pune aură și... Vezi, poate găsești locuri unde o să se vândă bine. Ești un sfânt, tu n-ai ce căuta aici, pentru noi nu ne pare rău, aici noi nu primim sfinți. La botez, noi nu primim sfinți, oameni care n-au făcut nimic rău. Oameni care vin și botezul e un fel de medalie, un fel de trofeu, un fel de diplomă, de certificat, că tu ești cel mai sfânt om, ești mai bun decât toți ceilalți. Ne pare rău, ai greșit biserica, ai greșit adresa. Dacă recunoști că ești păcătos... Dacă recunoști că ești nevrednic, dacă te faci mic, atunci da, te califici pentru botez. Pentru că închinarea asta presupune smerenie. Psalmul 95 spune asta, veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Asta presupune închinare. Și asta presupune botezul ca act suprem al închinării. Să recunoști cât de păcătos ești. În al treilea rând, închinarea este recunoașterea supremației lui Dumnezeu, recunoașterea autorității lui Dumnezeu, recunoști suveranitatea lui Dumnezeu. Romani, capitolul 10, versetul 9 spune așa, dacă mărturisești, deci, cu gura ta, pe Iisus ca Domn. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta, iată de ce, noi pe lângă acești candidați, cinci aici, un aici, nu avem pe lângă ei și nași. Nu avem pe cineva care să mărturisească în locul lor. Ei mărturisesc pentru ei personal, dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima, în inima ta, nu poți crede cu inima altuia, nu poți crede pe vorbele altuia, trebuie să crezi în lăuntrul tău, în inima ta, în ființa ta, tu trebuie să crezi, să-L recunoști, să-L mărturisești pe Iisus ca Domn. Când te închini, recunoști că este o ființă superioară ție. Când te închini, recunoști domnia, suveranitatea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu. Asta presupune închinarea. Recunoști că cel căruia aduci închinarea ta este vrednic de ea, o merită. Și de aceea botezul este actul suprem al acestei închinări, al recunoașterii. Cel mai mult, cel mai evident, în apa botezului îl mărturisești pe Iisus ca Domn. În primul rând, dacă îl mărturisești doar prin cântare, doar prin rugăciune, doar că mai spui și tu din când în când că Iisus Hristos este Domnul, este bine, dar nu-i suficient, închinarea ta este la un anumit nivel. Dar în momentul în care te botezi, în apa botezului, această mărturisire a lui Iisus ca Domn, această recunoaștere a suveranității lui, atinge apogeul. Și botezul devine actul suprem al închinării tale. Al patrulea rând,
Închinarea presupune și dăruire, dedicare. Închinarea este actul de dedicare a propriei vieți. Evreii aveau o regulă, și nu doar că o aveau evreii. Dumnezeu a spus asta. Dumnezeu a spus asta. Când vii la altar, când vii la închinare, când vii la templu, când te urci în casa lui Dumnezeu, să nu vii cu mâna goală. Nu știu cine a compus cântarea asta, n-am nimic cu el, dar am cu cei care continuă să o cânte. Eu n-am ce-ți da. Dumnezeu a spus, da, eu știu, sunt și săraci, sunt oameni care n-au ce să mănânce, dar și cine n-are să mănânce, chiar n-are nimic, n-ai bani de un vițel, n-ai bani de un miel, de un ied, n-ai bani de nu știu ce jertfă, dar spunea Dumnezeu, și pentru cei mai săraci, te duci și prinzi o vrabie și vii cu ea să aduci jertfă lui Dumnezeu, să te închini. Nu poți să spui, eu n-am ce-ți da, eu n-am nimic, eu nu pot nimic. Dar în această zi, când vorbesc despre închinare, ceea ce dorește Dumnezeu, și tot acolo mă întorc la Evanghelia după Ioan, capitolul 4, discuția Domnului Iisus cu femeia samariteancă. Spunea, vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați, aici este problema, oamenii cred că dacă se închină, oamenii cred că dacă au o credință, au un Dumnezeu, e suficient. Cred și eu în ceva, crezi și tu în ceva, credem fiecare în ce vrem noi și până la urmă, așa, ajungem noi la Dumnezeu. Nu. Există închinători falși și închinători adevărați. Dar închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Adică închinarea are loc la nivel spiritual și are loc în adevăr, adică cu adevărul Scripturii. Nu te închini cum vrei tu. Pentru că eu în Biblia mea n-am găsit nimic despre moaște. N-am găsit nimic despre icoane, ba împotriva lor scrie în Biblia asta să nu te închini unui lucru făcut de oameni. Nici o reprezentare, Dumnezeu a spus foarte clar, să n-am nicio reprezentare, nu-mi trebuie. Ana, de icoană, noi putem să avem, noi suntem mai deștepți. Să te închini în adevăr, cu adevărul Scripturii, nu cum vrei tu. Nu ce vrei tu, nu ce ți-au spus unul și altul, că venim de 2000, de 10.000 de ani să veniți. Cu credința și cu adevărurile, dacă nu sunt adevăr, dacă nu sunt după Scriptură, sunt zero. Asta trebuie să înțelegi, că închinarea trebuie făcută în acord cu Scriptura, în adevărul Scripturii, nu cum vrei tu, că așa a făcut nu știu cine, așa fac toți. Nu mă interesează cum fac toți. Mă interesează să fac ce scrie în Biblie. Mă interesează să mă închin cum dorește Tatăl. Pentru că continuă acel verset, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Și dacă botezul este un act suprem al închinării, atunci și botezul în sine trebuie făcut la fel. De aceea, noi nu botezăm copiii de mici. Pentru că botezul este un act al închinării, te închini lui Dumnezeu și trebuie să te închini în duh și în adevăr. Și trebuie să înțelegi că este un act de dedicare, de dăruire. Te dăruiești lui Dumnezeu cu tot ce ai. Te dăruiești lui Dumnezeu cu tot ce ești. De aceea, botezul este un act suprem al închinării pentru că este actul solemn al consacrării permanente. Când spui, Doamne, îți dau viața mea, Doamne, îți dau ființa mea, îți dau tot ce sunt, tot ce am eu, este al tău, în momentul în care te dedici, asta înseamnă închinare, te dăruiești lui Dumnezeu. Nu doar o parte, nu-i despre bani vorba. O altă imagine acolo în templu, erau oameni bogați, Iisus se uita, a venit momentul coletei, era lada aceea mare, pusă acolo într-un loc special, oamenii așteptau momentul acela, toți erau curioși, pentru că a devenit o curiozitate, cât dă unul, cât dă celălalt, ia să văd ăsta, cât dă celălalt, cât dă... Și era un fel de competiție, care dă mai mult și care dă mai mult. Și au intrat într-o competiție și cine dă mai mult și cine dă mai mult.
Și toți își aruncau banii lor și primeau aplauzele. A dat 1000. Bravo! A venit următorul, eu dau 2000, și a venit altul, eu dau 5000, și eu dau 10000, și se luau la întrecere. A venit și acolo o femeie cu doi bănuți. Doi bănuți, erau ultimii ei bănuți. N-avea ce să se ia la întrecere cu nimeni, n-avea să aibă nicio competiție cu nimeni. S-a dus, a pus și ea bănuții. Ceilalți n-au băgat-o în seamă, că nu intra în etalonul lor. Dar Iisus a spus, vedeți voi pe femeia aceea? Adevărat vă spun că ea a dat mai mult decât ei toți. Nu? Adică mai mult decât, dacă toți la un loc au dat 1000, ea a dat mai mult. Mai mult decât ei toți la un loc. Pentru că ceilalți au dat din prisosul lor, au dat ca să se laude, au dat o parte din ce au avut ei. Ea, în schimb, a dat tot. Și ea a devenit închinătoarea ideală. Ea s-a închinat lui Dumnezeu cu tot ce avea, cu tot ce era. Închinarea înseamnă dedicare, te dăruiești lui Dumnezeu. Botezul nu este doar un ritual așa ca să ți se ierte păcatele, ca să-ți speli păcatele, ca să intri în biserică, să te poți căsători, să fii și tu în rând cu creștinii. Nu, botezul este un act prin care declari că îți predai viața ta, îți dăruiești viața ta, îți dedici viața ta lui Dumnezeu. Este un legământ cu Dumnezeu. Legământul că tu de aici încolo aparții lui Dumnezeu. Te dăruiești lui Dumnezeu. Asta este botezul. Te dăruiești lui Dumnezeu. Pentru că dedicarea, dăruirea este un act al închinării. Și închinarea este actul, botezul este actul suprem al închinării. Noi toți ne închinăm. Noi toți ne închinăm. Unii se închină la ceea ce nu cunosc, alții la ceea ce cunosc. Unii se închină într-un fel, alții se închină în alt fel. Însă în această zi eu mi-aș dori ca fiecare dintre noi să facă parte din categoria pe care o dorește și Tatăl. Închinătorii adevărați. Închinătorii care se închină Tatălui în duh și în adevăr. După Scriptură. Atât de mult s-a pus accent, atât de mult puneau primii creștini accent să fie totul după Scriptură, după cum a spus Iisus, după cum a făcut Iisus. Asta însemna, întotdeauna când apărea o problemă în biserica primelor secole, întrebarea era, ce a făcut Iisus în cazul acesta? Cum a făcut Iisus așa? Oare ce ar face Iisus? Și de aceea, vis-a-vis de Iisus, voi ce știți? Când a fost botezat Iisus? Când avea vreo 40 de zile? S-au ajuns la o vârstă a maturității. La o vârstă în care a ajuns să înțeleagă, să priceapă, un act conștient, liber consimțit, nu luat și dus acolo, vrei, nu vrei, cineva te botează, te-ai trezit botezat, ești creștin, dar tu habar n-ai deschis niciodată Biblia, nu-L cunoști pe Dumnezeu, îl înjuri toată ziua pe Dumnezeu, dar ești creștin, de 2000 de ani tu ești creștin. Și cu minciuna asta se hrănesc milioane și milioane de oameni și milioane de români creștini. Încreștinați, pe ascuns, fără să știe, încreștinați fără să vrea, fără să-i întrebe nimeni, oameni care n-au nicio legătură, nicio relație cu Dumnezeu, pentru că închinarea înseamnă relație cu Dumnezeu, intri în legătură cu Dumnezeu, religia asta înseamnă refacerea legăturii cu Dumnezeu, religios, refacerea legăturii cu Dumnezeu. Și cu Dumnezeu tu nu poți avea legătură decât prin închinare. Iar închinarea presupune cunoașterea lui Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu, să vezi cât de mare, cât de sfânt, cât de bun este Dumnezeu. Închinarea presupune smerirea ta, înseamnă să te recunoști pe tine, vinovăția ta, pocăința ta să se vadă, nevrednicia ta să se vadă, neputința ta să se vadă. Te uiți în tine și spui, eu nu merit, eu nu sunt vrednic. Doar harul lui Dumnezeu, doar bunătatea lui Dumnezeu.
Închinarea presupune apoi recunoașterea suveranității lui Dumnezeu. Îl recunoști, îl mărturisești, El este Domnul meu. Poți avea mulți domni, poți avea multe religii, dar nu, eu mă debarasez de orice altă religie care nu corespunde cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu și îl aleg doar pe Iisus Hristos, El este Domnul. Nu-i San Francesco de Asizie, nu-i Papa Pius, nu-i nu știu cine, nu-i Padre Pio, nu-i Cleopa sau ce, sau Paraschiva sau oricine și orice ar fi. În această zi, în apa botezului, tu trebuie să mărturisești un singur Domn, Iisus Hristos. Și la botez s-a auzit o voce, confirmarea Tatălui, care a spus, de El să ascultați. Nu de patriarhul cu tare, nu de președintele cu tare, nu de învățătorul, nu de predicatorul cu tare, de El, de Iisus Hristos. Iar cuvintele Lui sunt aici în Evanghelie. De El să ascultați. Iar El a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. El a spus, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Botez fără credință n-are nici o valoare. Botez fără pocăință n-are nici o valoare. Degeaba spui, m-am botezat, am fost botezat. E zero. Dacă n-ai legătura ta personală, dacă n-ai o relație personală cu Dumnezeu, dacă nu te închini Lui, dacă nu-L cunoști, dacă nu citești Biblia, dacă nu ești interesat de El, dacă te plictisesc mesajele despre El, dacă adormi în timp ce citești Biblia și te plictisește, ești departe de Dumnezeu. Sau spunea Pavel folosind o expresie, spre rușinea voastră o spun corintenilor, sunt mulți care nu cunosc pe Dumnezeu, dar pretind că se închină. Închinarea este actul de dedicare, de dăruire a propriei vieți. Te dedici, te dăruiești lui Dumnezeu. Și în această zi, 6 suflete au decis să-și dăruiască viața lor lui Dumnezeu. Asta vor exprima în apa botezului, întrebările sunt acestea. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, dacă crezi în Dumnezeu și credința presupune cunoaștere, crezi în Dumnezeu? Mărturisești că ai păcate, ei toți deja au mărturisit lucrul acesta, au mărturisit păcatele lor, recunosc autoritatea, supremația, divinitatea, autoritatea lui Iisus Hristos, îl mărturisesc pe Iisus ca Domn al vieții lor și apoi vor mărturisi că îl vor sluji pe El, îl vor urma pe El, nu biserica penticostală, nu biserica catolică trebuie să urmeze, că într-o zi o poate lua razna oricine, dar mărturisesc că îl vor urma pe Iisus Hristos. El este singurul după care poți merge sigur 100%. Este singurul pe care îl poți urma și nu vei greși niciodată dacă îl urmezi pe Iisus Hristos. Orice alt om pe care îl poți urma poate da bine, poate merge 90, 98%, 99% dacă ești, dar singurul care merită, în care poți avea garanție 100% că îl poți urma și ajunge în cer, este Iisus Hristos. Nu există o altă cale. Nu există o cale mai bună decât Iisus Hristos. Și de aceea aici, în apa botezului, vor declara că îl vor sluji pe Dumnezeu toată viața, vor declara că își dăruiesc viața lor, inima lor, lui Iisus Hristos. Pentru că o religie fără inimă, o închinare fără inimă, dau și eu ceva lui Dumnezeu, am dat un ban și am scăpat, nu. Când și eu, mă rog, și eu zic ceva, dar hai să treacă repede, hai că m-am cam plictisit. Aceea nu este închinare plăcută lui Dumnezeu. Când îi dăruiești lui Dumnezeu, îi dăruiești cu bucurie. Famenul acesta etiopian a trecut prin toate etapele acestea, s-a smerit. Era ministru, ministrul finanțelor din Etiopia. S-a smerit. A recunoscut că nu știe, că nu cunoaște, că nu înțelege. A recunoscut că are nevoie de cineva care i-a arătat calea, s-a smerit. L-a recunoscut pe Iisus Hristos ca Domn al vieții lui și a cerut, a solicitat botezul și a spus vreau să mă botez și a dăruit viața lui. El nu a mai fost doar în slujba împărătesei Candace a etiopienilor, dar a devenit primul creștin din Etiopia.
primul creștin din Africa. Primul creștin care l-a declarat pe Iisus ca Domn al vieții lui. Și când a făcut asta, nu i s-a închis orizontul. N-a spus, oh, m-am pocăit, nu mai am voie, gata, s-a terminat cu viața mea, de acum asta e, m-a luat gura pe dinainte, n-am avut ce face. Nu, era plin de bucurie. Pentru că închinarea adevărată presupune bucurie. Când te închini lui Dumnezeu, ți se umple inima de pace, de liniște, de bucurie, există acea bucurie a mântuirii care radiază pe fața ta. Deci mă rog din toată inima astăzi Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei 6. Să binecuvânteze Domnul pe toți cei care astăzi sunt în casa lui Dumnezeu. Doresc din toată inima să aveți o închinare plăcută lui Dumnezeu. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, Evrei 13:28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu frică și cu tremur, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și Ioan Botezătorul, pe lângă apa botezului, punea alături și focul. Punea alături și focul iadului. Unii contestă existența iadului, prezența iadului, dar ea este o realitate biblică. Ori una, ori alta. Ori una, ori alta. Ioan Botezătorul era foarte tranșant. Dacă nu vă pocăiți, dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu, dacă nu vă mărturisiți păcatele și le abandonați, dacă nu vă întoarceți din toată inima lui Dumnezeu, se apropie focul și focul va separa. De aceea în această zi eu mă rog ca Dumnezeu să pregătească inimile noastre ca noi să fim salvați, pentru că salvarea asta înseamnă, mântuirea asta înseamnă, izbăvirea asta înseamnă să nu ajungi în iad, să nu ajungi în focul cel veșnic, să nu ajungi la judecata de apoi nemântuit, nesalvat. Iar salvarea stă în acest act al închinării care presupune cunoașterea lui Dumnezeu, smerirea ta, pocăința ta, presupune mărturisirea lui Iisus Hristos ca Domn și apoi dăruirea propriei vieți. Mi-am dedicat viața lui Dumnezeu, mi-am dăruit viața lui Dumnezeu, nu-mi pare rău, îl slujesc pe Dumnezeu cu bucurie, mă închin cu bucurie, mă închin lui Dumnezeu și sunt plin de bucurie că l-am cunoscut și vreau să-l slujesc toată viața. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Așa cum am auzit, Dumnezeu ne-a răscumpărat pentru că vrea să aibă niște închinători adevărați, nu oameni religioși, ci oameni care îi se dau lui în totalitate. Slăvit să fie Dumnezeu! Haideți să stăm ridicați în picioare, cântăm o cântare cu întreaga biserică spre slava Domnului, apoi vom reocupa locurile și un grup format din familia lărgită a surorii Surugiu va lăuda pe Domnul cu o cântare. Salvati siamo Gesù.
splendor sulle nuvole, lui ci rapirà, così griglia nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salva. Sulle nuvole lui ci rapirà, così gridia nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Amen. Occuparselo con
Domnul să-i binecuvinteze. În momentele următoare vom trece la efectuarea acestui act de cult, pentru că botezul este un act de cult prin care cei care intră la botezul mărturisesc credința lor în Dumnezeu. Așa că vrem să asistăm la evenimentul acesta, să ne bucurăm de bucuria lor și de ce nu o să fie o încurajare, o mărturie și pentru cei care încă n-au făcut pasul acesta. Vom asculta în continuare corul cântând o cântare și slava lui Dumnezeu în timpul acesta invit pe candidații la botez, băieți în partea aceasta, fetele în partea stânga mea, să se deplaseze la locurile lor. Pentru sora Ionica va fi un tratament mai special, fratele Marius va explica situația dumneei și la urmă vom face botezul și dumneei și ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze întreaga slujire.
Slăviți să fie Domnul! Vom face câteva întrebări legate de credința lor. Sunt, de fapt, răspunsuri ale ceea ce înseamnă un legământ. Ei au făcut acest legământ cu Dumnezeu. Astăzi, în fața tuturor, vor să dea glas acestui lucru și, ca să nu se emoționeze ei, să declare, deja mărturii au făcut-o duminica trecută, le vom pune câteva întrebări simple prin care, sau în urma răspunsului lor, îi vom boteza. În apa botezului o avem pe Edera. Vreau să specific că sunt toți 5 tineri din biserica noastră, familiilor. Ne bucurăm alături de aceste familii. Domnul să-i binecuvinteze. Sora Edera din familia Puiu, vreau să-ți spun aceste întrebări și să răspunzi tare, clar. Crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt? Da. Pentru cât timp vrei să îl urmezi și să slujești pe Dumnezeu? Cu ajutorul Domnului toată viața. Domnul să te ajute. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Înge teama și eu sunt viu, căci m-a salvat și când ispita grea mă va ajunge, pe brațul său sunt mereu eliberat. Înaintea bisericii avem un alt tânăr, așa cum ați auzit, sunt toți tineri din biserica aceasta, familie sunt prezente. Ne bucurăm și pentru familia Ciupac, care astăzi este în zi de sărbătoare, pentru Emanuel, care a decis să încheie acest legământ cu Dumnezeu, și aș vrea să-l întrebăm și pe el dacă crede în Dumnezeu Tatăl. Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt? Da, cred. Pentru cât timp ai hotărât în inima ta să încheie acest legământ și să-L slujești pe Dumnezeu? Cu ajutorul Domnului toată viața mea. Pe baza acestei mărturii te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Voi veni cu bucurie înaintea Domnului, voi veni cu mulțumire în casa Lui. Această zi a Domnului, veți să ne bucurăm în ea, cântându-i glorie, aleluia. Eu sunt fericit, eu sunt fericit, sunt fericit că El m-a mântuit. Eu sunt fericit, eu sunt fericit, sunt fericit că El m-a mântuit. În apa botezului este Noemi Surugiu, este primul copil în această familie care încheie acest legământ cu Dumnezeu. Ne rugăm ca Domnul să întregească familia, să și ceilalți frații ei să încheie acest legământ și Domnul să-i binecuvânteze ca familie. Noemi, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal și Cel care ți-a salvat viața? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt, mângâietorul, avocat, așa cum am auzit? Da, cred. Pentru cât timp vrei să slujești pe Dumnezeu? Cu ajutorul Domnului toată viața mea. Domnul să te ajute. Pe baza acestei mărturii, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dă-mi, Iisuse, apă vie, stâmpărându sufletul arzând. Cred-o, Doamne, că Tu ești profetul ce-ai adus mâinea pe pământ. Dă-mi, Iisuse, apă vie, stâmpărându sufletul arzând. Cred-o, Doamne, că Tu ești profetul ce-ai adus mântuirea pe pământ. Înaintea bisericii îl avem pe David, la fel, dintr-o familie din biserica aceasta. Ne bucurăm și pentru familia aceasta și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvânteze. Vrem ca să punem și lui aceleași întrebări, mărturia lui să se audă public, să fie în fața bisericii, și pe baza acestui mărturii
noi îl vom boteza. David, te întreb dacă crezi în Dumnezeu Tatăl. Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt? Da, cred. O să te întreb, pentru cât timp vrei să închei acest legământ cu Dumnezeu? Toată viața mea. Vreau să te închei, să te întreb, cât timp ai de gând să-L slujești pe Dumnezeu? Cu ajutorul Domnului până la moarte. Pe baza acestei mărturii, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Glorie Iisuse ție, aleluia, în veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Glorie Iisuse ție, aleluia, în veci mărire. La popotezului avem pe Oana Vasilcăi. Am aici, le văd, dumneavoastră poate le vedeți, surorile ei care se bucură, fratele ei, Domnul să o binecuvinteze. Oana, te întreb dacă crezi în Dumnezeu Tatăl. Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Salvator, da, al tău? Crezi în Duhul Sfânt? Da, cred. Pentru cât timp vrei să-L slujești, să-L urmezi pe Dumnezeu? Cu ajutorul Domnului toată viața. Domnul să te ajute. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. La calvar păcatul mi-eștesc, la calvar eu har primesc, la calvar mântuire am în dar, îți mulțumesc, Iisus, pentru Iisus, pentru calvar. Uimit de-atâta bogăție ce am găsit-o, Doamne, în tine. Mă-ntreb ce-aș fi fără de tine. Aceasta de suspin, credința, pacea, dragostea ce am primit din mâna ta, pentru nimic nu le-aș schimba. Iisus, ești fericirea mea. La calvar păcatul mi-eștesc, la calvar eu har primesc, la calvar mântuire am în dar, îți mulțumesc, Iisus, pentru calvar. În fața bisericii, în fața lui Dumnezeu, în fața cerului, în această zi de sărbătoare pentru biserică și pentru cei care au înțeles că trebuie să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă, o avem și pe sora Ionica. E un caz mai special. În câteva cuvinte vreau să vă spun câte ceva și despre excepția pe care o facem. Botezul înseamnă scufundare în apă, dar sunt excepții, cazuri excepționale. Dânsa suferă de o boală, SLA, întreg sistemul ei locomotor este afectat, nu poate să se miște prea mult și de vorbit vorbește greu, mai ales dacă e vorba de emoții. Ea provine dintr-o familie care, într-un fel, a avut tangență cu pocăința, cu biserica, însă nu a făcut pasul acesta până acum.
Soțul ei a murit acum câteva luni în urmă, dar și el s-a botezat. Ea a rămas cu dorința aceasta, are 5 copii, se roagă și pentru ei, se roagă pentru toată familia, pentru cei care o cunosc și nu o cunosc. Am stat aseară de vorbă cu ea, locuiește destul de departe, dincolo de Belluno, însă a căutat pe Domnul, a căutat biserica și vine atunci când poate și e posibil, pentru că este foarte greu să rămână mult timp, trebuie acest scaun special să-l aibă totdeauna și este mai greu cu deplasarea. Dar în această zi, care este o zi a bucuriei, vrea să încheie legământ cu Domnul, vrea să-L slujească pe Domnul, vrea să împlinească, să asculte de porunca Domnului, de cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea, astăzi, înaintea Domnului, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, chiar dacă rostirea cuvântului nu va fi foarte clară, dar creierul nu este afectat deloc. Ea înțelege, știe ce face, știe ce spune. De aceea, înaintea Domnului, soră Enica, te întreb, dacă crezi în Dumnezeu Tatăl? Crezi în Domnul Iisus Hristos? Crezi în Duhul Sfânt? Nu. Pentru cât timp vrei să slujești pe Domnul? Mărturisești că vrei să-L slujești pentru toată viața cât ai de trăit? Nu. Pe baza mărturiei tale și a credinței tale din inimă, noi astăzi, la porunca Domnului Iisus, te botezăm în apă, în stropire cu apă, în numele Domnului Iisus, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Este un moment emoționant, dar în inima mea mă bucur pentru că sora Ionica n-a mai găsit nicio piedică să facă pasul acesta. În textul care a fost citit, la un moment dat, familia întreabă, ce mă împiedică să fiu botezat? Sau, dacă ar fi să parafrazăm, ar fi, ce mă mai împiedică să fiu botezat? Pentru că piedicile în calea unui om care trebuie să se convertească sunt multe. El a depășit foarte multe piedici, piedica distanței, piedica religiei, dacă vreți. Era interesat să cunoască mai mult, era însetat după Dumnezeu. Și a dat seama că după el nu mai era nicio piedică și famenii confirmă, credința ta sau credința care s-a născut în inima ta este suficientă. În această dimineață ni s-a vorbit despre închinare, închinare adevărată. Textul acesta descoperă și o formă, dacă vreți, o strategie diferită de evangelizare. Ultima dată când am predicat aici, vorbeam despre chemarea pe care o avem fiecare în parte de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu. Și puterea aceasta a creșterii exponențiale, dovedită științific, ce explozie poate fi dacă fiecare credincios și-ar face slujba lui de a fi un martor al Evangheliei. Numai că Dumnezeu folosește și forma aceasta diferită. Spre exemplu, în Fapte 2 vedem că Petru se ridică, Apostolul Petru se ridică și la predica sa Duhul lui Dumnezeu cercetează inimi și 3.000 de suflete, 5.000 de suflete se adaugă la biserică, se convertesc. În exemplul de aici vedem că Dumnezeu se interesează și de o singură persoană. Ca să învețe principiul acesta, un mentor își învăța discipolii și le spunea așa: aduceți-mi aici 10 sticle, a adus 10 sticle în față și a aruncat 10 gălițe asupra lor. Când s-au uitat în sticlă, sticlele acelea au reținut foarte puțină apă. Și apoi i-a învățat ei, uitați-vă, dacă ar fi să iau fiecare sticlă în parte și să o umplu, separat, fiecare în parte, eu reușesc cu mult mai puțin să le umplu. Și asta înseamnă și ceea ce spuneam adineaur, câteodată Dumnezeu se ocupă în mod special de suflete. Dumnezeu se ocupă în mod special de câte o persoană. Istoria spune că famelul acesta a plecat în Etiopia și acolo a început o mare mișcare de trezire. Dumnezeu se atinge de persoane și face din ei, la rândul lor, misionari, oameni care să vestească cuvântul lui Dumnezeu.
Toți cei care suntem aici am intrat nu prin voia noastră. Noi spunem, am venit la biserică, m-a invitat cineva, sau am venit pentru că sunt membru în biserică, sau am venit pentru că am vrut și eu să văd cum este un botez la pocăiți. Unii poate au intrat cu prejudecăți. Știu oameni care au teama aceasta, așa cum se spunea, de a intra într-un alt locaș. Sunt oameni care știu că este un blestem să calci într-o biserică de pocăiți. Toate acestea sunt prejudecăți, sunt lucruri care diavolul vrea să ne țină departe de cuvântul Evangheliei. Să ne ține departe de sursa care dă viață. Iubiții mei, așa cum am auzit, Dumnezeu nu ne cheamă să fim oameni religioși. Haideți să facem un scurt exercițiu de rațiune. Noi de multe ori ne concentrăm atenția doar pe contextul nostru. Suntem condiționați, într-adevăr, de loc, de timp, de spațiu, de materie aceasta și ne concentrăm doar pe ceea ce vedem în jurul nostru. Și avem impresia și ne motivăm de multe ori, spunem, dar acolo unde merg părinții mei, unde merge națiunea aceasta, voi merge și eu. Uitați-vă că lumea aceasta sunt câteva miliarde de oameni care nu sunt creștini. Hinduși, musulmani, avem aproximativ 800 de milioane de evanghelici, catolici, ortodoxi. Și văzând complexul acesta, ne dăm seama și ne punem întrebarea, oare pe cine va mântui Dumnezeu? Ei, Dumnezeu în dimineața aceasta îți spune, Dumnezeu vrea să mântuiască personal. Dumnezeu vrea să-ți vorbească personal. Continuăm exercițiul acesta. Imaginați-vă unde a venit Iisus. A venit într-o națiune foarte, foarte religioasă. Domnul Iisus n-a venit în mijlocul lor să le spună felicitări. Felicitări, sunteți foarte bine, îl slujiți pe Dumnezeu, aveți o închinare exemplară, vă închinați unui singur Dumnezeu, felicitări pentru lucrurile acestea. Nu, pentru că acesta este riscul, a fost și va fi întotdeauna riscul acesta. Oamenii să fie oameni religioși, care să aibă o închinare tangibilă, bazată pe fel și fel de obiecte, de imagini, de lucruri care să-ți aducă totuși un anumit confort, o anumită vedere, dacă vrei, și asta nu mai înseamnă credință. Iisus a venit nu doar la un popor religios, Iisus a oprit în dreptul oamenilor religioși. Odată a stat de vorbă cu o femeie, foarte interesant, s-a amintit despre femeia samariteancă. O femeie religioasă în felul ei, încerca să-i dea exemple lui Iisus că știe și ea ceva despre religie. Știe unde ar trebui să se închine cu adevărat, știe unde va veni Mesia, dar femeia aceasta avea o problemă a inimii. A avut 5 bărbați și cel cu care stătea acum nu era soțul ei. Asta spune că era o sete în interiorul ei, o sete după a fi iubită și a fugit la fel și fel de bărbați și nu și-a satisfăcut această sete. Și Iisus a oprit în dreptul ei și a vorbit. Nu-i suficient să ai religie. Iisus a oprit în dreptul unui tânăr bogat, care a venit să se laude cu felul în care este el religios. Păzește poruncile mele, a spus Iisus. Astea le-am păzit din tinerețe. Îți mai lipsește ceva. Iisus l-a privit țintă, îl iubea. Îți mai lipsește un lucru. Ai o problemă cu iubirea de bani, iubirea de material, iubirea de pământul acesta. Vinde tot ce ai și urmează-mă. Spune Evanghelia că tânărul acela a plecat foarte trist, foarte întristat din prezența lui Iisus. Ce dureros să ajungi la cel care este sursa împlinirii, a fericirii. Și atunci când te cheamă să te dedici în totalitate lui, tu să mai găsești piedici. Ce te împiedică, aș fi spus tânărul, ce te împiedică? Să mai lipsește un simplu lucru. Dar observați că lucrul acela te poate împiedica. În altă împrejurare, un cărturar vrea să-i arate Domnului că el cunoaște Scriptura și o cunoștea foarte bine și cunoștea și principiile, pentru că încearcă să-i spună Domnului, toată Scriptura de fapt se reduce în aceste două porunci, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Și Iisus îi spune, wow, foarte bine, l-a lăudat și a spus, tu nu ești departe de împărăția mea, tu ești aproape de împărăția mea, dar nu ești în împărăție, nu ești în împărăție. Iisus se oprește în dreptul tău și îți spune, poate ești un om religios, poate ai practicat o anumită religie până acum. Dar eu am nevoie să am o relație personală cu tine. Eu vreau să schimb viața. Eu vreau să te fac un alt om. Eu nu-ți propun altă religie. Eu îți propun o relație cu mine. Ce minunat ar fi dacă oamenii ar înțelege aspectul acesta. În altă împrejurare, în Fapte 10, este povestită o întâmplare în care Petru este luat într-un mod supranatural de Domnul și dus în casa unui sutaș, sutașul Corneliu. Om religios și el. Făcea multe rugăciuni și milostenii și vine Îngerul lui Dumnezeu trimis de Dumnezeu și îi spune, Dumnezeu a văzut lucrurile acestea, ești un om cu cernic, un om care face milostenii și rugăciuni, astea au ajuns la Dumnezeu, dar nu e suficient.
Mirosul ăsta de religiozitate nu-i suficient. Nu-i suficient. Și a trebuit vestit mesajul Evangheliei. Pentru că ceea ce umple golul și setea din inima noastră este mesajul Evangheliei. Că Hristos a venit în trup pe pământul acesta, că n-a avut păcat și a dat viața Lui pentru păcatele noastre. A înviat a treia zi și a fost înălțat de Tatăl la cer. Și toți cei care cred în numele Lui, cei care cred în jertfa Lui, în sângele Lui, că le poate acoperi păcatele, sunt mântuiți. Ăsta este mesajul central al Bibliei. Putem să ne contrazicem noi între noi cât vrem. Că ăla e bun, că e catolic, că e evanghelistul, să luăm statistici, să ne batem cu statisticile între noi. Nu uitați, Iisus a venit la oameni religioși și le-a spus, nu prea pasă de religia voastră dacă nu aveți o relație cu mine. Ce te împiedică? Asta e întrebarea care aș vrea să răsune în mintea noastră. Ce te împiedică să faci pasul? Ce mă împiedică să fac pasul? Poate vii la biserică și de mai mulți ani și tu încă nu ai acea relație, te uiți la alții și spui, băi, parcă e un teatru aici. Oare oamenii ăștia trăiesc cu adevărat acele lucruri? Pe tine te împiedică ceva. Te împiedică ceva. Nu știu ce poate fi. Poate fi necredința. Famenul a fost un om sincer, smerit. Toți oamenii care au venit în sinceritate la Iisus au fost eliberați, au fost schimbați. Aș vrea să citesc câteva versete și lăs ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să sune în urechile noastre. După care vom intra într-o rugăciune în care vrem să încredințăm acești tineri în brațul lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru toți cei care sunt prezenți aici și încă n-au o relație personală și nu sunt închinători, așa cum cere cuvântul lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 17. Pavel predică și textul a fost amintit. Merge și se folosește de un aspect. Vine în fața unui altar, 17:23, care era scris de desubt unui Dumnezeu necunoscut. Și uitați ce le spune lor și fiți cu mare băgare de seamă. Este, dacă vreți, un mesaj evanghelistic care străbate veacurile și rămâne valabil până astăzi. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Uitați cine este și ce face acest Dumnezeu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului. Și El nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare ale locuințelor lor. Asta e stabilit de Dumnezeu. Locul în care te-ai născut, locul în care ești chiar astăzi, este stabilit de Dumnezeu care pune hotare. Dar uitați-vă de ce face Dumnezeu lucrul acesta. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească sau să se forțeze să-L găsească bâșbâind, noi suntem într-un întuneric, toți suntem într-un întuneric și îl căutăm pe Dumnezeu pentru că ceva în noi ne spune că există Dumnezeu. Măcar că nu este departe de fiecare dintre noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum a zis unul dintre poeții voștri, suntem din neamul Lui, astfel dar, fiindcă suntem din neam din Dumnezeu. Nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește. Ei, cuvântul ăsta ne deranjează. Noi am vrea așa ca Dumnezeu ne roagă, Dumnezeu ne invită, Dumnezeu ne așteaptă și stă după noi să ne zbatem în păcatul acesta, în lumea aceasta, în poftele noastre, în plăcerile noastre. Și când avem noi chef undeva spre pensie, undeva când suntem neputincioși cu trupul acesta, să ne apropiem și noi de Dumnezeu. Nu! Știți când poruncește Dumnezeu? Când poruncește Dumnezeu? Astăzi, acum am citit. Astăzi poruncește, da? Cui poruncește? Tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că l-a înviat din morți. Haideți să te ridicați în picioare. Haideți să încredințăm aceste suflete, acești cinci tineri împreună cu sora Ionica în brațul lui Dumnezeu. Ei au pornit pe un drum. Este un drum cu suișuri și coborâșuri. Este un drum al suferinței, este un drum al nedreptății, pentru că și Iisus a fost nedreptățit. Este un drum al respingerii de multe ori, dar este un drum frumos că e cu Domnul.
Ce frumos strălucește un creștin care suferă, dar îl înalță pe Dumnezeu. Ce frumos strălucește un creștin care într-o lume tulburată ca asta, îngrijorată, nemulțumită, să-L auzi că laudă pe Dumnezeu și găsește motive de mulțumire și să-L onoreze pe Dumnezeu. Asta este viața cu Domnul. Domnul să-i păzească în călătoria aceasta, să-i ocrotească și să-i ajute să ajungă cu bine până la capăt. Și apoi, ca oameni care am înțeles că nu putem ascunde un adevăr care îl deținem, să ne rugăm ca Domnul să mântuiască pe toți cei care sunt aici. Într-un fel sau în altul, Dumnezeu îl vorbește pe limbajul nostru. Se apropie de femeia samariteancă, se apropie de sutașul Corneliu, se apropie de famenul etiopian. Dumnezeu se îndură și se îndreaptă spre fiecare în parte. Pentru că așa cum am citit la timpul de rugăciune, în fața Lui suntem egali. În fața Lui suntem egali. Haideți să ne rugăm. Amin, vă rog să ocupați locurile, o să invităm toți candidații aici, îi chemăm pe rând, îi felicităm, le înmânăm certificatul, vom face și o fotografie de grup, sora ei nu-i că n-a putut veni de dimineață, să avem fotografie de grup cu toți candidații de astăzi, dar ne rugăm în continuare Dumnezeu să-i binecuvânteze, rog și frații de ordine să ajute puțin la căricior. Invit aici Vasilcăi Oana. Dumnezeu să te binecuvinteze. Rugiu Noemi. Domnul să te binecuvinteze. Puiu Edera. Domnul să te binecuvinteze. Dan David Demiano. Domnul să te binecuvinteze. Ciupac Emanuel. Domnul să te binecuvinteze. Și Dumitrașcu Ionica. Aici. Mulțumim și Tabitei, fiica surorii Ionica, o îngrijește și este totdeauna cu ea. Dumnezeu să o binecuvinteze. Mulțumim tuturor,
Mulțumim celor care au fost astăzi împreună cu noi la slujire. Pentru seara aceasta vom avea cina Domnului. Ne rugăm Dumnezeu să binecuvinteze. Candidații vor avea pentru prima dată posibilitatea de a se apropia de masa Domnului, de cina Domnului, trupul și sângele Domnului. Dumnezeu să îi binecuvinteze. Mulțumim tuturor încă o dată pentru participare. Vă mai așteptăm să fiți împreună cu noi. Harul și binecuvântarea Domnului să fie mai departe peste fiecare dintre noi. Rugăm cei care știu că au blocat alte mașini în parcare să fie primii care să deblocheze parcarea în cazul în care au blocat alte mașini. Mulțumim tuturor pentru înțelegere. Vă dorim o săptămână și o duminică binecuvântată. Fie cu noi toți. Amin.